Radio. Cluj, sounds better. Vă descurcați mai ușor grație meseriei pe care o aveți în relația dumneavoastră de cuplu? Aș spune au că folosit unele. toate aceste cunoștințe <laughs> pe care, iată, ni le-ați împărtășit astăzi? Aș spune că în anumite momente mă descurc mai bine, aș spune că în alte momente meseria pe care o am mă face să văd lucrurile poate așa sub o lupă <laughs> mai... <laughs> mai grav decât le văd alții. Uh, am o relație de lungă durată. Probabil că inclusiv relația mea m-a determinat să, să merg către o specializare pe terapie de cuplu. Uh, sigur că, probabil, soțul meu ar avea multe de comentat despre această întrebare. Deocamdată ne descurcăm, muncim, avem momente bune, momente mai puțin bune, nici de cum nu am o relație ideală nici de cum nu bifez tot ceea ce ar trebui să fac. Sunt, desigur, lucruri pe care le spun pacienților mei să le facă și pe care eu om să nu le fac, după cum sunt lucruri de care mă țin cu sfințenie și care consider că ne ajută și ne îmbunătățesc foarte mult relația, dar întotdeauna felul în care merge o relație este rezultatul ambilor parteneri. EBS Radio. She sounds better. Bun găsit, dragi ascultători! La IBS Radio stăm de vorbă cu Adela Moldovan, terapeut relațional. Să-l bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc mult de invitație! A aveți în pregătire un eveniment pentru persoanele doritoare să participe undeva la jumătatea lunii martie, veți vorbi despre relațiile de cuplu și pagina de Facebook a evenimentului are o descriere incitantă și care cred poate să fie un bun început al discuției noastre. Dați-mi voie să citesc Sigur. câteva rânduri. Este vorba despre următorul, următorul mic text Dinamica și perspectiva asupra relațiilor s-au schimbat de-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult decât în ultimii 3000 de ani. Dacă inițial relațiile erau dictate de considerate economice și politice, transformând căsătoria într-o instituție extrem de coercitivă, acum oamenii se bucură de posibilitatea și, mai important, de puterea de a-și alege partenerii. Această revoluție democratică a iubirii vine la pachet cu o sumedenie de provocări. Dar mă întorc la începutul acestui text, cel în Așa. care scria că în ultimii 30 de ani relațiile de cuplu s-au schimbat mai mult decât în ultimii 3000 de ani. Așa. Dincolo de independența economică a partenerilor, pentru că ăsta e primul lucru care ne vine în minte, existent astăzi față de lucrurile de acum secole sau milenii. Spuneți-mi, vă rog, ce altceva s-a schimbat mult în ultimii 30 de ani? Așteptările în... pe care noi le avem, ceea ce ne dorim de la relațiile de cuplu, dacă în generația bunicilor noștri oamenii se căsătoreau pentru a avea siguranță, în primul rând, o siguranță financiară și o siguranță a supraviețuirii, poate un statut social, Astăzi ne căsătorim din dorință. Nu suntem nevoiți să ne căsătorim, foarte mulți dintre noi, ceea ce pentru unii din părinții noștri este o adevărată dilemă. De ce nu ne căsătorim odată? Uh, Cine căsătorim pentru că ne dorim o relație care să ne împlinească? Ne dorim o relație în care să evoluăm împreună? Avem așteptări foarte mari de la relația noastră, ceea ce uneori vine la pachet, așa cum spuneam în descrierea evenimentului, cu o serie de probleme. Pentru că una este să-ți dorești să te căsătorești, iar scopul tău împreună în căsnicie să fie să trecem cu bine iarna, să nu murim de foame, să ne ajungă porcul și uh, grâul și porumbul. Să ne fie copiii sănătoși, adică să trăiască pur și simplu, și cu totul altceva ne dorim astăzi când ne căsătorim avem vise împreună. Ne propunem, vrem să evoluăm, să devenim o versiune mai bună a noastră. Vreau ca partenerul meu să fie cel mai bun prieten, confidentul meu, cel care mă înțelege cel mai bun amant. Să vreau să fie un bun profesionist, să se dezvolte, să fie mulțumit de viață. Ne dorim să avem copii sănătoși, împreună copii mulțumiți de viață, copii cu inteligență emoțională. Ne dorim să știe ce vor în viață și cu siguranță n-am epuizat lista. Ne e dorim tot Ne dorim, iată, atât de multe lucruri uh, și ajungem poate la un moment dat să ne dăm seama că partenerul în care ne-am investit speranțele și încrederea nu e nici cel mai bun ascultător al nostru, nu e nici cel mai bun prieten al nostru, nici nu ne sprijină întotdeauna așa cum ne-am dori. Cumva îl copleșim de la început cu o sumedenie de roluri pe care nu știm nici dacă el e pregătit să-și le asume și le poate duce în spate și nici noi nu știm că nu e capabil de așa ceva. Nu neapărat că nu-și dorește asta, ci că nu e capabil de așa ceva. Și mai mult decât atât, uneori nici noi nu știm chiar foarte bine ce ne dorim de la partenerul nostru. Nu Putem și putem în anumite momente să ne dăm seama pur și simplu că nu e chiar bine în relație, dar fără să ne fie clar de fapt ce lipsește și ce ne dorim. Avem doar un sentiment de nu e bine, nu e ce doresc. Dar nu putem să ne dăm seama ce ne dorim. Cu atât mai greu este partenerului nostru să ne îndeplinească așteptările și dorințele dacă noi înșine nu știm clar ce ne dorim. Uh. Depășind acest aspect economic care iată, nu mai este pe primul loc, având libertatea totală de a alege partenerii noștri în unele țări, ar spune, unii mai deschise, in, inclusiv indiferent de sexul pe care l-au partenerii, exact. da? de orientarea lor religioasă și așa mai departe. Ne trezim uneori. Că asta poate să fie o luptă de lungă durată. Pentru că la o relație trebuie să muncească ambii parteneri și să tragă împreună ca lucrurile să funcționeze. Pentru că, cred că nu o să mă contraziceți, sunt puținele cazuri în care situația merge ca pe roate de la început. Știu oameni. Eu știu numai bazmă cu Ileana Cosânziana și fot frumos. Și În cam rest, atât. cam atât. În rest, e nevoie de muncă, într-adevăr, și din păcate avem cumva, deși rațional cumva conștientizăm că e nevoie să tragem amândoi la căruță ca să meargă relația, avem totuși o așteptare, poate imatură, i-aș spune mai simplu, să meargă ușor. Asta vroiam să întreb, dacă din experiența dumneavoastră ați văzut că oamenii au așteptarea ca lucrurile să meargă atunci când ne înhămăm iată, la o relație serioasă care presupune dăruire, obligații, devotament și așa mai departe. Știm că va urma cu ghilimele, sigur, o luptă și că trebuie să tragem uneori din greu ca lucrurile să funcționeze sau nu prea știm și ne aruncăm așa cu bucurie înainte Un și cu naibire. Prea știm. Alte ori, bă, nu, ne așteptăm la niște momente dificile, dar ne așteptăm mai degrabă la o luptă a noastră cu anumite evenimente exterioare. A noastră personală. A noastră personală sau a uneia dintre parteneri. Ne așteptăm, nu știu, poate la un anumit moment mai stresant, ne așteptăm poate la un job care vine cu foarte multe presiuni și cu care venim acasă, ne așteptăm poate la anumite presiuni din partea familiei extinse. Prea puțin însă ne așteptăm la lupta care se întâmplă între noi doi ceea ce noi în terapia relațională numim lupta pentru putere. Există o luptă pentru Există putere. Există o luptă pentru putere. Există diferite momente în relația de lungă durată în care cei doi parteneri intră într-o luptă pentru putere. De ce? Pentru că noi suntem diferiți. Și sigur că atunci când ne îndrăgostim, avem așa o privire foarte selectivă unul asupra celuilalt și vedem doar asemănările dintre noi. Și vedem diferențele dintre noi doar pe partea lor strălucitoare. Adică vedem doar ceea ce ne atrage. De exemplu, dacă eu sunt o persoană foarte organizată, cel mai probabil mi se va părea extrem de atrăgător un partener care este spontan. Și o mi minunat că este spontan. Dar, desigur, după un anumit timp o să spun că e împrăștiat și că nu mă pot baza pe el și că mă stresează că nu ne putem face niciun plan. Însă, la început, când mă îndrăgostesc, văd partea bună a lucrurilor. Asta face creierul cu noi când ne îndrăgostim și datorită unor hormoni și neurotransmițători suntem mai optimiști, să spun așa. Apoi, când începem să construim într-adevăr și să tragem la căruță, începem să vedem într-o lumină puțin mai negativă diferențele dintre noi și parteneri. Și atunci intrăm într-o luptă pentru putere, într-o dinamică care de cele mai multe ori nu e așa o conștientă. Adică eu nu mă duc acasă și îmi propun gata, azi mă cer cu soțul meu, nici de cum. Și vreau să fiu eu cocoșul astăzi. Exact. Și eu am o idee că în weekend ar trebui, nu știu, sâmbata să facem curățenie și duminica să ne vedem cu prietenii. Soțul meu poate că vine dintr-o familie în care nici poveste de curățenie și pentru el sâmbata este zi de relaxare. Și atunci sigur că ne luptăm, pentru că el se luptă să-și impună propria lui versiune sâmbătă, ar trebui să stăm să ne relaxăm și eu mă lupt să impun versiunea mea sâmbătă, ar trebui să facem curățenie. Și sigur că e un exemplu banal. Dar atragem o serie de astfel de situații în care, pe urmă, intrăm și ne luptăm. Și cine câștigă? <laughs> în unele situații câștigăm unul, în alte situații câștigăm celălalt. Problema nu e atât această luptă pentru putere care e de neevitat. Nu există cuplu ca să, să nu treacă prin câteva episoade de astfel de luptă pentru putere. Problema este că uneori în această luptă pentru putere ne rănim emoțional foarte tare lucrurile pe care ni le spunem, felul în care, nu știu, ne mințim, ne ascundem, modul în care reacționăm fiecare dintre noi atunci când vedem că nu suntem de acord sau că unul își dorește ceva ce pentru celălalt e amenințător și prin aceste acțiuni ceea ce facem de fapt este că stricăm sentimentul de încredere și siguranță dintre noi. Și acolo devine dificil apoi să mergem mai departe. Și sigur că asta se întâmplă o poate de două ori, poate de trei ori. Și la un moment dat, fiecare, spunem noi, ruptură nereparată, la un moment dat poate să ducă la o fractură serioasă între cei doi parteneri, în care auzim ce nu mai știu cine este. E, e, e o persoană total diferită de cea nu de care m-am îndrăgostit Nu mai ești bărbatul de, de care m-am îndrăgostit <laughs> da, da. Sigur, sau ne-am îndepărtat ce? sau ne-am înstrăinat sau sigur, uh, clișeul prea, prea, prea des folosit în care apare o a treia persoană între noi, pentru că în spațiul mare care se, se creează între noi pentru că stăm la distanță unul de celălalt ca să nu ne rănim, pentru că atunci când încercăm să ne apropiem, cineva nu se simte în siguranță, adesea își face loc un al treilea you <laughs> apropo de nu mai ești bărbatul de care m-am îndrăgostit, asta e sigur o glumă și venea ca urmare a schimbărilor pe da, care la. bărbatul le făcea în relație pentru a-i fi pe plac partenerei lui. Exact. Când în sfârșit era așa cum își dorea ea, știu eu, atent la curățenia din casă, strângându-și șosetele, punându-le la locul lor, spălând vasele, dând cu aspiratorul și Nu sigur... mai ești bărbatul de care m-am îndrăgostit. Da. Exact, dar asta ai vrut tu să ajung și ar spune el și ar spune ei dacă ar avea curajul, nu? Da. Această anecdotă o folosim adesea în terapia de cuplu pentru a ilustra faptul că nu trebuie să ne schimbăm neapărat și că scopul unei relații nu este ca eu să mă schimb conform, nu știu, unei liste de dorințe a partenerului meu, nici el să se schimbe conform unei liste de dorințe, ci scopul este să învățăm împreună să negociem aceste diferențe, să ne acceptăm de fapt aceste diferențe, pentru că aici este Punctul major, să acceptăm că suntem diferiți, pentru că noi foarte mult căutăm, și dacă auziți în, în uh, limbajul cotidian, atunci când se vorbește despre cuplu, vorbim despre compatibilitate și potrivire. Iar ceea ce au arătat studiile pe cuplu este că noi nu suntem compatibili. Compatibilitatea este rezultatul unei relații de foarte lungă durată muncită serios și dusă la bun sfârșit cu niște lupte pentru putere, negocieri, schimburi și eforturi. Compatibilitatea nu este o prerechizită a relației de cuplu. Și Ea nu vine de la bun început. Nu vine de la bun început. Să nu ne facem iluzii. Nici de cum. Ci scopul este tocmai să învățăm diferiți ființi să trăim împreună. Și în același timp avem o expresie, contrariile se atrag. Aceasta, aceste contrarii ne duce în, înspre a fi un cuplu în care noi suntem complementari. Dacă noi suntem prea asemănători, știm asta în domeniul genetic, unde, acolo unde avem o asemănare foarte mare între ADN, avem de-a face cu uh, malformații. Știm istoria familiilor regale, unde o prea mare apropiere nu duce la rezultate foarte bune. Putem să e mutăm și în diferit. domeniul relațiilor Putem să de mutăm cuplu? asta și în domeniul relațiilor de cuplu și ceea ce spun studiile asupra cuplurilor de succes, așa le denumește un cercetător John Gottman, relationship masters, adică față de relationship disasters, acești relationship masters, ceea ce fac este că nu sunt foarte asemănători, ci reușesc să negocieze și să folosească acea complementaritate încât împreună, ca un cuplu sau o familie, au mai multe aturi. Este exact ceea ce se întâmplă, de exemplu, în privința sistemului imunitar. Au fost anumite studii care au arătat că Mirosul care mă atrage la un bărbat, pe mine ca femeie, de exemplu, este mirosul unui bărbat care are un sistem imunitar foarte diferit de al meu. De ce? Avem o rațiune ge, uh, evolutivă foarte clară. Dacă avem același sistem imunitar, puiul nostru va moșteni aceleași vulnerabilități. Dacă avem sisteme imunitare diferite, ele când se combină, puiul nostru are cea mai mare șansă să acopere o gamă largă de boli la care să aibă cât de cât o rezistență, cât de cât un răspuns. Exact aceste metafore sunt aplicabile, se pare, și pentru felul în care suntem construiți mental. De exemplu, dacă amândoi suntem organizați, să revenim la exemplul cu organizarea și spontaneitatea, dacă amândoi suntem organizați, ar putea să nu avem dificultăți în... Uh, anumite uh, activități pe care le avem de zi cu zi. Dar s-ar putea să ne lipsească foarte mult spontaneitatea, s-ar putea să fim acel cuplu între prieteni de care tot lumea o, oh, nu te poți duce niciodată nicăieri, nu poți face nimic spontan, trebuie să le pregătești toate cu șase luni înainte. Dacă amândoi suntem spontani și niciunul dintre noi nu este organizat, s-ar putea să fim foarte distractivi între prietenii noștri și să fim cei care, foai, rapid, pleacă de pe o zi pe alta, azi am povestit, mâine este în sus pe munte cu schiurile în picioare, dar s-ar putea să avem mari dificultăți, nu știu, să ne plătim facturile la timp, Timp, să programăm anumite lucruri. Avem nevoie de ambele, de fapt. Și dacă învățăm să ne respectăm aceste diferențe și să ne lăsăm să fim în prim plan sau în plan secund, unul sau celălalt, în funcție de ceea ce cere situația, acolo ne este bine ca și cuplu, ca și familie, pentru că nici o trăsătură în sine nu este negativă sau pozitivă, ci depinde de unde o pui. Aș sublinia asta în funcție de ce cere situația. Exact. Pentru că uneori e bine să fii, iată, spontan și boem și aiurit și, cum să spun, da, să improvizezi ceva, exact. alteori e bine să fii foarte calculat. Dar, apropo, de ce spune lumea? I-am auzit de multe ori spunându-i pe oameni, uită-te la ăștia doi. Ce bine se potrivesc. Uite ce bine le stă împreună. Așa-i? Și cred că nu-i vedem pe cei care au contraste împreună. Cred că-i vedem așa potriviți pentru că par cam la fel. Vin cam din același film, nu? Putem spune asta. Deși, așa cum spuneați, bine ar fi să existe, iată, puține contraste puține și diferențe diferență. pentru un echilibru în cuplu. Sunt anumite studii care arată că acele cupluri care trăiesc împreună, nu mai știu dacă de 15 sau 25 de ani, încep să semene fizic. Inclusiv fizic, începem să semănăm unul cu celălalt. Deci, această compatibilitate la care lucrăm în timp și începem să, venim, să devenim compatibili, se pare că inclusiv la nivel fizic se vede. Și mai observăm asta, de exemplu, la uh, câini și stăpâni. Așa observăm e. la fel o oarecare similaritate a unor expresii faciale, de fapt. Pentru că atunci când suntem, spunem noi, într-o stare de conectare, adică atunci când suntem. Uh, avem încredere unul în celălalt, suntem relaxați în privința celuilalt, ne putem exprima emoțiile, ne putem exprima dezacordul fără nicio rezervă. Acea, în acea stare, noi suntem cumva într-o legătură foarte apropiată și ne imităm unul celuilalt expresiile faciale, trăirile. Și asta este ceea ce noi vedem de foarte multe ori din afară, ca și cei doi se potrivesc sau seamănă foarte bine. Așa am început discuția noastră spunând că. Avem acum libertatea de a ne alege partenerul, mânați e adevărat de valul de început, nu neapărat de trăsături care apoi se vor dovedi folositoare în relația noastră. Și libertatea asta mai spuneam noi la început că vine cu provocări. Situația din teren, dacă îmi dați voie, sau cea pe care ne-o furnizează Institutul da. Național de Statistică, arată că oricât ne dorim noi uh, să facem lucrurile după pofta inimii, uh, nu prea ne iese. Cu alte cuvinte, numărul căsătorilor e în scădere și numărul, divorț, numărul divorțurilor e în creștere. Prima idee este asta. Nu știm să luptăm pentru relația noastră, nu mai avem răbdare să luptăm astăzi, sau de ce divorțăm atât de ușor? Sunt mai multe teorii care încearcă să explice această situație. Pe de, pe de o parte, sigur că dacă comparăm cu vremurile mai de mult când un divorț era extrem de dificil, unul la mână era te și excludea din societate dacă Exact. Erai repudiat social. Pe de altă parte, îți era pusă în pericol pur și simplu supraviețuirea de la lună la lună. Inclusiv astăzi este destul de costisitor financiar să divorțezi și apoi să întreți o gospodărie, ca să spunem la modul general, dintr-un singur venit. Ne mai vorbim de complicațiile care vin apoi în cazul în care în acea căsătorie sunt și copii și cu toată tărășenia care vine apoi. Uh, nu e atât de simplu să comparăm. Uh, faptul că ne căsătorim mai greu nu e neapărat să fie un lucru greșit în sine. Mulți oameni stau și uh, așteaptă un picuț înainte de a se căsători. Uh, ne asumăm altfel această responsabilitate. Presiunea socială de a ne căsători până la o anumită vârstă din nou a scăzut. Și asta era un lucru care de multe ori ne grăbea să ne căsătorim și nu neapărat intram într-o relație conștienți de ce ne dorim și pregătiți de trasul acela la căruță. În același timp este mai ușor să renunțăm, într-adevăr, pentru că um, mai de mult, când lucrurile erau dificile și dacă mergem să întrebăm între bunicii noștri, niciunul nu o să ne spună, deși au 50-60 de ani de căsătorie, niciunul nu o să ne spună că, mamă, ce fericiți au fost toată viața și ce lapte și miere a curs. Au fost momente dificile, dar forțați fiind uneori de structura socială, de aceste constrângeri financiare, de multe ori au rămas împreună în acele momente dificile, chiar dacă atunci nu poți să spui că au fost împreună emoțional vorbind, în termenii în care discutăm azi, dar au, au rămas împreună și au trecut peste. Unii sunt într-o relație funcțională, alte cupluri care nu au divorțat nu sunt neapărat într-o relație funcțională. De exemplu, unul dintre cele mai vechi studii, de cele mai de durată studii, făcut de cercetătorii de la Harvard, care au urmărit absolvenții lor, studioare deja o durată de 75-80 de ani, i-au urmărit de la intrarea la Harvard până pe tot parcursul vieții, cu ce probleme de sănătate au avut, ce joburi, ce venituri, sau au căsătorit, au avut copii, au divorțat și așa mai departe. nu au reușit în prima fază să deceleze între datele lor dacă divorțul este un eveniment negativ sau un eveniment pozitiv. Iar studiind apoi mai în detaliu, cu niște interviuri calitative în profunzime, au ajuns la următoarea concluzie. Dacă relația este una bună, o relație în mare bună, sigur că nimeni nu are o relație ideală, divorțul este un eveniment catastrofal, un eveniment traumatic care se asociază cu scăderea stării de sănătate fizice și mentale, uh, un eveniment dificil peste care treci cu greu. Însă dacă relația este una, spunem noi în termen general, toxică, o relație în care, da, ești împreună, ești căsătorit, dar îți faci zilele amare unul celuilalt, divorțul este un eveniment pozitiv, după care ți este mai bine, după care starea ta de sănătate se îmbunătățește. Și atunci, cumva aici este, ar trebui să ne uităm mai mult. Sigur că statistica nu face această diferență neapărat. Unele relații unde partenerii nu reușesc să găsească, unde nu au ghidajul necesar, unde nu au sprijinul comunitar, pentru a avea într-adevăr o relație în care să funcționeze amândoi împreună, să fie, să-și poată îndeplini câteva obiective și idealuri, că o viață perfectă nu avem niciunul, în care traiul de zi cu zi este un, un chin și o tortură mentală, mai bine, uneori, se, este faptul că ne permitem să avem acest divorț și această despărțire. Însă, în același timp, este la fel de adevărat faptul că și prea ușor ne despărțim și căutăm, cumva, acel făt frumos sau Ileana Cosânziana, acel partener care va bifa foarte multe criterii de pe lista de deziderate și nu de puține ori oamenii ajung, de exemplu, la noi în terapie pentru că sunt în a doua sau a treia relație care ajunge undeva în același punct. Chiar dacă, inconștient, chiar dacă inițial partenerii păreau a fi foarte diferiți unul de celălalt, dar ajung cumva în același tip de probleme. De ce puneam întrebarea asta? Pentru că atunci când ne căsătorim, ajungem la biserică și acolo, pe veci, jurăm credință. Și asta s-a întâmplat dintotdeauna. Într-o formă sau alta, ajungeam la preot și primeam, iată, binecuvântarea lui de a merge o viață întreagă pe același drum. Cred ușurința astăzi de a ne despărți de partener vine și din faptul că Oarecum de sus nu mai e acea teamă, nu mai e acea presiune și poate de aici nici nu mai simțim neapărat nevoia să facem un efort. Nu zicem, stai puțin că acum doi ani noi ne-am dus împreună la altar și acolo am spus, până moartea ne va despărți. Mm. Nu merge la revedere următorul, da? Următorul făt frumos. Exact. Mă spuneți. E o situație și asta și aș spune că dincolo de aspectul religios în care unii pentru unii este foarte relevant, pentru alții mai puțin relevant, aș spune că e o problemă de angajament de foarte multe ori și într-adevăr nu ne luăm foarte clar acest angajament și renunțăm prea ușor la el. În același timp există o serie de persoane care foarte greu și au acest angajament și cărora acest angajament li se pare atât de desperiat, încât de foarte multe ori problema cuplului este tocmai amânarea uh, semnării acestui angajament, <laughs> să spunem. Chiar dacă acea hârtie nu schimbă foarte mult din modul în care trăim zi de zi și astăzi foarte multe cupluri locuiesc împreună au toată experiența întreagă de a fi un cuplu înainte de a se căsători, dar pentru mulți, de exemplu, semnarea acelui act înseamnă un pas major. Pentru alții nu înseamnă mai nimic și merg să căsătoresc nicio problemă, știm că avem portița de a divorța oricând, nimic nu este pentru totdeauna, de la orice poți să renunți. Și sigur că, din nou, depinde de cum folosim toate aceste, până la urmă sunt niște instrumente pe care mintea umană le-a creat, un anumit cadru în care se desfășoară regulile unui joc și sigur că unii joacă acest joc mai serios, alții mai puțin serios. Dar avem, într-adevăr. Cifrele arată, cel puțin judecând cifrele, am putea să credem că mulți dintre noi nu mai jucăm foarte serios jocul ăsta, jocul căsătoriei, la asta mă refer. Și asta ne costă puțin la nivel social. De exemplu, datele, nu știu pe România dacă s-au făcut astfel de studii, dar pe SUA divorțul costă financiar destul de mult societatea. Știm că acolo e și un puțin altfel situația decât la noi. Și sunt apoi costurile asociate, costurile care vin din problemele emoționale, de exemplu, ale copiilor din căsnicie, din problemele uh, de sănătate mentală ale partenerilor care trec printr-un divorț dificil. Și nu este atât de... nu e o portiță... Așa, pur și simplu, ok, gata, divorțăm, ne căsătorim, iar divorțăm, iar ne căsătorim. Sunt niște costuri asociate cu asta și de aceea în stat, din Statele Unite a venit, de fapt, acest val al um, educației relaționale, adică să învățăm să fim în relații. Să învățăm să ne construim relații sănătoase, tocmai pentru că și acest studiu Harvard de care vă spuneam puțin mai devreme a arătat că cel mai bun predictor al unei vieți sănătoase sunt relațiile sănătoase, să ai un sprijin social și o de relații sociale sănătoase, inclusiv relația de cuplu este extrem de relevantă uh, pentru starea de sănătate, atât mentală cât și fizică. Uh, și de acolo din Statele Unite a venit acest val de educație relațională, adică să învățăm să fim în relații, pentru că modul instinctiv în care noi știm să fim în relații unul cu celălalt nu ne mai ajunge. Și sunt mai multe lucruri, mai multe motive pentru care se întâmplă asta. Unul la mână trăi mai mult și pur și simplu trebuie să trăi mai mult și împreună. <laughs> și una era să trăiești împreună până la 50-60 de ani, alta e să trăiești împreună cuplu tânăr format la 20 de ani până la 70-80-90 de ani cu tot o altă poveste. Uh, apoi, așa cum am spus, avem cu totul alte așteptări și ne dorim alte lucruri uh, și avem alte provocări. Uh, ritmul alert în care evoluează, e, să ne referim doar la tehnologia astăzi, ne pune într-una niște provocări de adaptare. Constant trebuie să învățăm tot felul de lucruri, ceea ce ne creează un oarecare nivel de stres. E, stresul ăsta poate să ne doboare sau stre stresul ăsta putem să-l depășim mult mai ușor dacă suntem în niște relații sănătoase. Pentru că v-ați găsit destul de greu timp să veniți aici fiind o persoană ocupată, înseamnă că și, și vorbisem și cu o altă colegă care spunea de asemenea că este foarte prinsă în perioada asta și apropo de pacienții pe care îi trata câteva luni de aici înainte nu mai putea să primească pe nimeni și e vorba tot de terapie de cuplu, cumva asta e îmbucurător. Pentru că... Deși lucrurile nu funcționează așa cum visăm noi, mulți dintre noi dorim să facem ceva pentru ca relațiile noastre să se îmbunătățească. Vă iese figura? Noi spunem că da, că ne ia să figura și vedem uh, progrese importante în terapia de cuplu atunci când partenerii pur și simplu înțeleg mai bine ceea ce se întâmplă între ei. Pentru că marea majoritate a cuplurilor, cel puțin cele care apelează la terapia de cuplu, vin cu dorința de a face. Exact. Ta. vin cu um, un istoric în care fiecare au încercat și au depus eforturi. Numai um, ceea ce se întâmplă atunci când încercăm să ne îmbunătățim relația, uh, noi doi, este că de foarte multe ori nu ne este clar ce avem de făcut și nu ne sincronizăm eforturile. Și dacă ar fi să revenim la exemplu cu căruța, nu tragem amândoi sincroniza de căruță. Și batrag eu, batrag tu și sigur căruța e în același loc. Și atunci, sigur că dacă eu depun eforturi și mă străduiesc să mânătățesc relația și văd că relația e în același punct, concluzia logică pe care o trag este că tu nu depui efort. Deși lucrurile nu stau deloc așa pentru că situația este la fel în oglindă. Tu depui efort, căruța e în același loc, concluzia logică pe care o trage mintea ta este că eu nu depun efort. Amândoi depunem efort însă, dar nu într-un mod sincronizat și fără să ne fie foarte clar unde suntem și unde vrem să ajungem. Și iar ceea ce se întâmplă într-o relație de cuplu, o relație de cuplu nu este o sarcină de serviciu clar trasată. Nu ai un ghid, nu ai niște repere clare, nu ai un manual în care te învață cineva cum trebuie făcute lucrurile. Și atunci e foarte greu să îți dai seama ce vrei, să îți dai seama cât de bună e relația ta, să îți dai seama cât de bună ar putea fi, să vezi unde vrea să ajungi. Totul este extrem de neclar, totul este emoțional. Și emoția e atât de greu de măsurat și de cuantificat și de... Și atunci, de asta ne este greu să ne dăm seama. Așa aici Vine terapia și ajută pentru că terapeutul vine cu câteva repere. Sigur că nu stăm să măsurăm și să obiectivăm lucrurile foarte clar, că nu se poate, dar vine cu câteva repere. Un pic ghidează relația, un pic ajută comunicarea între cei doi, pentru că mai ales atunci când deja se adună un istoric de conflicte depășite greu, apoi ne este foarte greu să comunicăm, pentru că orice comunicare pe care o începe unul, celălalt e automat în defensivă. Iar când eu te ascult ca să mă apăr și să reacționez, eu nu te ascult. Și aici, de multe ori, se greunează lucrurile, iar aici terapia poate ajuta foarte mult și poate îmbunătăți o relație. Când ar trebui să ne oprim? Sau când, pe de altă parte, ar trebui să mergem mai departe? E o decizie pur subiectivă a fiecărui cuplu, e una dintre cele mai grele decizii de, de luat, de altfel. E o decizie pe care nici noi, terapeuții, nu nu ne-o putem asuma, pentru că e o decizie cu care cei care o iau trebuie să trăiască, cu consecințele acestei decizii, cu îndoielile, cu regretele. Uh, și de cele mai multe ori o decizie de a ieși dintr-o relație de termen lung, o relație semnificativă în care ai investit timp, nu e o relație de care să fii la un moment dat 100% sigur. Așa o mică umbră de îndoială, un mic regret ce ar fi fost dacă, cum ar fi fost dacă, va rămâne întotdeauna. Și atunci e o decizie la care foarte greu se ajunge și multe cupluri agonizează niște luni, dacă nu ani buni, între să mai stăm, să încercăm, să punem punct. E o decizie foarte grea. Noi spunem că pentru a pune punctul unei relații este suficient ca cel puțin unul dintre parteneri să fie foarte sigur că asta este ceea ce își dorește, pentru că degeaba unul vrea și unul nu vrea că nu putem. Pentru a face lucrurile să meargă, de fapt, trebuie să își dorească amândoi și să depună efortul. Asta face de multe ori mai nesigură decizia de a merge mai departe, apropo de discuția noastră anterioară de la divorț, pentru că a lua decizia să ieși dintr-o relație îți aparține decizia respectivă ție cu totul și poți să fii sigur pe acea decizie dacă sunt elemente care țin de tine. A lua decizia să rămâi într-o relație pentru a construi ceva mână în relația respectivă nu ți aparține doar ție. Tu depinzi și de celălalt. Îți pui încrederea, speranțele în celălalt. Iar în relațiile unde o perioadă bună de timp ne-am rănit unul pe celălalt foarte mult timp, adesea partenerii se tem de fapt să mai încerce pentru că au fost dezamăgiți de atâtea ori, nu neapărat că nu-și mai doresc. Și atunci, de multe ori, se termină, de exemplu, relații care încă, din punctul de vedere al celor din jur, de exemplu, mai aveau mult potențial și se putea face, după cum rămân uneori împreună cupluri și reușesc cumva, mai tărăgănat, să o ducă, în timp ce toată lumea spune, da, ăștia trebuie să se despartă că nu se potrivesc. Așa că este o decizie atât de subiectivă și atât de individuală fiecărui cuplu. Ați amintit și cuvântul acesta încredere. Și... Ați spus că nu, de multe ori, partenerii nu au uneltele, nu au un manual de utilizare, da? nu au instrucțiuni clare da. pentru, știu eu, succesul unei relații. Și cred unul din factorii care poate să facă cel mai mult rău unui cuplu este pierderea încrederii. Asta așa ca să încercăm să dăm un ghid. Celor care ne ascultă, ce să nu fac niciodată, dar pe care bec să nu calc sub nicio formă. Mm -hmm. Și uh, povestea asta cu pierderea încrederii mi se pare mie uh, ca fiind foarte gravă. Vă rog să comentați sau să mă contraziceți. Este dacă... într-adevăr una din lucrurile peste care cuplurile trec cu foarte mare dificultate. Fie că vorbim de o pierdere a încrederii în care uh, cineva a trădat, și-a înșelat, de exemplu, fie că vorbim de o pierdere a încrederii când aflu că m-ai mințit cu ceva foarte important din trecutul tău sau din prezentul nostru, fie că aflu că, nu știu, o parte din banii familiei noastre se duce pe ceva ce nu te-ai consultat cu mine și, din nou, mai mințit, această pierdere a încrederii se recuperează foarte greu. Pentru că, pe de-o parte, partenerul care la un moment dat s-a ars, devine foarte suspicios apoi. Uh, suspiciozitate care, desigur, că nu cade bine nici celuilalt. Și atunci, de foarte multe ori, și când eu sunt de bună credință, iar partenerul mă privește direct cu suspiciozitate, uh, mă deranjează să văd asta. Mă atac. Celălalt se atacă că eu mă atac, desigur. Și atunci intrăm într-o reactivitate din asta, în care, cumva, parcă permanent ne reamintim de acel eveniment critic care a fost cândva. Iar concluzia la care foarte multe cupluri care aflate în situația asta ajung este că nu pot depăși acel moment. Sigur că nu pot depăși acel moment și din cauza faptului că n-au stat, de fapt, foarte bine pe acel moment să înțeleagă ce s-a întâmplat. Și vrem să depășim acel moment așa, să sărim peste, ca în cascadoriile cu mașina. Hai să nu vorbim despre asta, nu? Exact. Hai să nu vorbim și să nu analizăm foarte multe și deci atunci nu putem trece peste acel moment pentru că nu am înțeles foarte bine ce s-a întâmplat și pare așa o amenințare perpetuă și continuă. Iar o parte din mintea noastră asta face toată ziua, urmărește orice semn de amenințare, mai ales odată ce am fost răniți. E perversă. E. Yeah e, e, e. Se poate remedia? Se poate remedia până la urmă într-un proces de durată, cu siguranță, în care cei doi parteneri odată își fac curaj să ne întoarcem în trecut la acel eveniment critic și să înțelegem ce s-a întâmplat, în care învățăm apoi să treptat, să ne deschidem mai mult unul față de celălalt, să ne dăm voie să fim vulnerabili unul în fața celuilalt, pentru că atunci când tu m ai rănit și eu te-am rănit, nu prea suntem așa, cu garda sus când ne apropiem, că nu știm cine, ce face, în ce moment și cine poate fi rănit și atunci sigur că ne simțim la distanță și multe lucruri eu caut să le ghicesc despre ce faci tu și ce simți tu și tu la fel și sigur că de aici vin foarte multe neînțelegeri. Și e un proces de durată pe care unele cupluri reușesc să l de depășească și aceste cupluri devin în mod paradoxal uneori pentru cei din jur unele dintre cele mai solide și sănătoase cupluri, pentru că, așa cum spune una dintre formatoarele uh, mele pe terapie de cuplu, au fost în iad și înapoi împreună. Atunci când te-ai dus până în iad și ai venit înapoi, te descurci apoi cu provocările vieții de zi cu zi. Uh, dar sunt cupluri care nu mai reușesc, pur și simplu. Adică, felul în care este rănit cel puțin unul dintre parteneri, pur și simplu nu-l mai poate lăsa pe celălalt să se apropie. Și chiar dacă se trece printr-un proces de terapie, nu, uneori, unele cupluri pur și simplu nu pot depăși un astfel de moment de pierdere a încrederii. Să avem așadar grijă să ne păstrăm încrederea intactă, da? Față de partenerul nostru, da? Sau atunci când greșim să încercăm să nu ascundem sub covor, pentru că diferite greșele putem face fiecare și să încercăm mai degrabă cu deschidere și vulnerabilitate să ne asumăm consecințele greșelilor noastre și să discutăm înainte să se facă dintr-o pietricică dita-i bulgărele de zăpadă, pentru că altfel trecem apoi prin diverse momente dificile în, în relația noastră atunci când comunicăm, când discutăm, când ne dezvăluim diferite lucruri, decât dacă tot încercăm să le băgăm sub covor. Atunci când nu putem să discutăm unele lucruri, atunci când ne mințim, inclusiv cu bune intenții. De foarte multe ori partenerii nu-și spun lucruri ca să se protejeze unul pe celălalt. Nu am vrut să te rănesc, nu? Exact. Asta e. Nu am vrut să te rănesc, nu am vrut să te încarc cu asta, nu era cazul să-ți bați tu capul cu lucrurile asta era problema mea, nu am vrut să te pun pe tine în situația de a avea de-a face cu o anumită problemă de-a mea. De multe ori cu bune intenții, dar în momentul în care nu-ți spun anumite lucruri, lucruri care în același timp sunt relevante pentru mine și care mă îmi provoacă niște reacții emoționale cel puțin și tu vezi că eu am anumite stare emoționale, eu nu-ți spun despre ce e vorba și tu îți, încer îți creezi un scenariu, încerci să înțelegi ceea ce s-a întâmplat cu mine și tu -și mă influențează problema ta chiar dacă nu-mi spui despre ce este vorba. E, în toate aceste situații, de fapt, chiar dacă noi suntem într-o relație pe care o considerăm bună, noi nu suntem deschiși 100% unul cu celălalt. Și sigur nu trebuie să fim tot timpul deschiși 100% unul cu celălalt. Și ăsta e un, un mit, de exemplu, care a fost infirmat de studii, că e ok să avem anumite gânduri, doar ale noastre, că nu trebuie să știm chiar tot, dar aspectele importante, aspectele esențiale ale relației, trebuie să fim deschiși unul cu celălalt și trebuie să comunicăm. Atunci când nu facem asta, atunci când ne ascundem, atunci când luăm de fapt decizii unilaterale, sigur că asta arată că este o problemă în relația noastră și aici ar fi de lucru. Cumva hilare mi se par câteva lucruri care prind contur în ziua de azi. Așa. Am văzut pe, pe Facebook evenimente, au loc cu periodicitate, de ceea ce se cheamă speed dating. Uh -huh. Sunt puși doi oameni necunoscuți față în față câteva minute și în acele câteva minute trebuie să vadă dacă ar fi o chimie. Dacă uh, ceva. Se dacă se ceva, exact, exact. Vă rog să comentați. Să știți că sunt studii care arată că noi ne îndrăgostim în câteva secunde. Așa, da? Atracția apare în câteva secunde, deci acel, acea dragoste la prima vedere în care te săgeată cu Există undeva, <laughs> apare da, aceasta. Da. Însă sigur că atracția este doar un element al unei relații, iar apoi pentru a construi relația e mult de muncă. Aceste evenimente de speed dating apar de fapt pe, pe fondul unei crize sociale în care oamenii își doresc să intre în relații, dar cumva structura socială pe care o avem ne încurcă foarte tare oamenii nu mai reușesc, dincolo de o anumită etapă de viață, să cunoască oameni. Dar asta se întâmplă, presupun, la o anumită vârstă, ceva mai înaintată, nu? Undeva dincolo de evenimentele de, de structura asta de școală, facultate în funcție de domeniul de muncă pe care îl avem și putem să avem un domeniu de muncă unde nu interacționăm prea mult cu oameni și ne, din afara jobului sau suntem trei colegi în toți trei ne știm, ne-am săturat unii de alții, da, ne vedem în fiecare colegi, zi și la revedere. E. Iar dacă jobul este solicitat sunt multe ore de muncă, de foarte multe ori a fi singur este astăzi o problemă pentru foarte mulți oameni care nu reușesc să intre în relații, nu mai reușesc, nu mai ieșim atât de mult. Online-ul ăsta și virtualul, sigur că și are avantajele sale și uh, apetitul sau dar în același timp, ne ține mai mult în casă. Pur și simplu nu mai mergem în anumite locuri să ne întâlnim și când mergem stăm cu ochii în telefon de anxietatea și grija de a vorbi cu cineva și de a nu spune vreo prostie, sau mergem la evenimente la care nu, nu ne permitem să interacționăm foarte mult, să ne cunoaștem. Și atunci toate aceste evenimente speed dating, poate și sub alte formate, apar pentru că există o nevoie a oamenilor. Noi suntem făcuți să fim în relații. Atenție! Singură... Suntem, făcuți, suntem făcuți. să fim în relații. Singurătatea ne este toxică. Acea singurătate subiectivă, emoțională, în care simțim că nu este nimeni lângă noi, că nu este o persoană pe care să ne putem baza, ne este toxică și nu nu suntem bine mental, iar pe termen lung nu suntem bine inclusiv ca și sănătate fizică. Studiile pe vârstnici, de exemplu, arată că singurătatea de foarte multe ori le accentuează problemele medicale. De asta sunt acele bunicuțe și bunicuți care când sunt singuri îi dor toate și când le merg nepoții, nu mai doare nimic. Nu este uh, ceva închipuit, este un fenomen absolut real. Uh, iar ne dorim să fim în relații, dar pe de altă parte avem și această structură foarte individualistă cumva. Foarte să fim fiecare pe picioarele lor, independent, da, să nu facem compromisuri, punem ștacheta de multe ori și foarte sus pentru ce ar însemna o relație sau un partener potențial și sigur că apoi asta ne costă și ne trezim într-o stare avansată de singurătate și sau dacă intrăm în relația nepotrivită, ne trezim la dumneavoastră în cabinet, <laughs> da? <laughs> exact. Pentru că vremurile sunt așa cum sunt, pentru că, iată, poate jobul e foarte solicitant și ne ocupă foarte mult timp și pentru că cercul nostru de prieteni la un moment dat nu se mai lărgește și apare inclusiv fenomenul acesta care poate fi bizar, dar așa cum explicați, arată o nevoie a noastră, acel speed dating. Da. Spuneți-mi încotro credeți că merg lucrurile. Dacă ar fi să ne uităm uh, la evoluția rapidă a situației uh, pe glob, ne uităm 10 ani, 20 de ani înainte, cum credeți că vor fi relațiile noastre de cuplu în viitor? Din păcate, cred că problema asta a singurătății se va accentua, pe măsură ce studiile arată că cercul de prieteni, de exemplu, ni s-a redus foarte mult. Dacă acum 40-50 de ani cercul de prieteni apropiați al unei persoane număra undeva între 6 și 8 prieteni, astăzi cercul de prieteni al unei persoane numără undeva între 2 și 3 prieteni apropiați. Și deci, nu inclusiv, e contrabalansat de cei 800 de prieteni de pe Facebook? Nu, cei 800 de prieteni de pe Facebook nu o să observe când două săptămâni ai dispărut din peisaj. Uh, și nu o să țară în ajutor în diverse situații, iar prietenii de pe Facebook nu, uh, nu te văd fizic, uh, nu-ți văd emoțiile, nu te întreabă cei cu tine, e cu totul o altă relație de prietenie. Și ne lipsesc, în primul rând, și ne îndreptăm, se pare spre o izolare socială pe, care pe foarte mulți dintre noi ne va, ne va afecta. Uh, în același timp ne dorim din ce în ce mai mult relații și ne dorim relații, cum spuneam la un standard din ce în ce mai ridicat. Există și o rază de speranță pentru că în același timp conștientizăm cât de importante sunt relațiile și încercăm să învățăm conștient și să suplinim ceea ce instinctual nu este suficient. Și uh, cred că va depinde de măsura în care vom înțelege, ca și grupuri, ca și comunități, ca și societate, că este important să investim în inteligența relațională, de fapt, în a ne dezvolta. Uh, de exemplu, este ceea ce se întâmplă la locul de muncă, în foarte multe uh, companii. Uh, necesitatea care apare este aceea de a ajuta pe oameni să se înțeleagă între ei, să aibă un climat de muncă potrivit, fără acele mici uh, intrigi de pe dedesubt, grupulețe, înțepat pe la spate și alte lucruri de genul ăsta, pentru că tinerii de astăzi, de exemplu, din ce în ce mai ușor renunță la un loc de muncă unde climatul este unul din acesta încărcat, negativ, unde lucrurile nu sunt clare, unde oricând se poate întâmpla orice și preferă să rămână, de exemplu, într-un loc de muncă unde sunt mai prost plătiți, dar unde climatul social este unul plăcut. Ceea ce este absolut logic pentru că petrecem, așa cum spuneam, mult timp la locul de muncă. Și cred că în direcția asta, dacă mergem și dacă investim în a înțelege ce se întâmplă între noi și dacă înțelegem că avem nevoie unii de alții. Pentru a fi bine, s-ar putea să reușim să depășim uh, obstacolele pe care ni le pune uh, individualismul ăsta și tot ceea ce înseamnă mediul social și toate aceste fa facilitățile pe care tehnologia ni le oferă. Nu mai trebuie să mergem, să cumpărăm anumite lucruri și să ne întâlnim cu oameni pe stradă și să salutăm un vânzător pentru că apăsăm trei butoane, vine coletul la ușă, nici nu-i musai să fim acasă că am plătit cu cardul și ne-l poate lăsa curierul la ușă. Adică, aceste instrumente tehnologice, pe ca, tehnice pe care le avem, ne pot însingura. Ele sunt niște instrumente, depinde de noi, totuși, cum le folosim. Mi s-a părut incredibilă o aplicație pe care am descoperit-o în urmă cu puțin timp, o aplicație bazată pe inteligență artificială, care imită un schimb de mesaje pe telefon cu un partener. El pare ideal, e romantic, uh -huh. e atent, e acolo oricând îl apelezi, dar pentru că să scapi de gura lumii nu ai și tu pe cineva dar nu ești și tu într-o relație serioasă. A apărut a inclusiv iată, aplicația pe care o și prezentasem la radio cu ceva timp în urmă, care, culmea, avea mare succes și a fost foarte în serios luată de mari publicații ale lumii. Au scris despre ea reviste occidentale absolut serioase. Da. Sunt și voci care spun că inteligența artificială va putea evolua atât de mult încât banalele păpuși Flabile de care râdeam la un moment dat în companii, în comedii, pardon, vor deveni o, o, anumită formă de inteligență artificială și un robot realmente pe care unii vor prefera să-l cumpere și să instaleze softul necesar pentru a fi acel partener perfect. Există voci care văd așa o, o privire, din, a, o privire din asta așa sumbră a faptului că cel puțin o parte dintre noi vor prefera un partener din acesta, un cyborg, care face ce vrea, ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu, decât să stai, să crești și să evoluezi alături de un partener uman cu toate imperfecțiunile pe care oamenii le au și cu toată dificultatea de, de a se schimba. Și, și mi se pare trist faptul că vom prefera asta și pentru, din pricina faptului că uneori inteligența artificială va putea să citească mai bine emoțiile noastre decât pot să o facă semenii, pentru că am sau să senzația... ceea ce ne dorim de pe urma analizării unui profil al nostru, așa cum deja vedem că se întâmplă, uh, ceea ce noi, activitatea noastră online dezvăluie foarte multe despre noi și ar inteligența emoțională va putea anticipa anumite lucruri pe care noi le așteptăm. Și da, din anumite puncte de vedere, e, e undeva... De o multe ori, de multe ori semenii noștri nu sunt poate nici antrenați, nici interesați să citească emoțiile noastre, nu-și pot, nu pot da seama uitându-se la noi prin ce stări trecem. Dar... Asta vine vine și, pe fond, și pe un fond de lipsă de antrenament, vine de foarte multe ori și pe un fond de rezistență, pentru că atunci când eu mă uit la tine și încerc să înțeleg emoția ta, ca eu să o înțeleg și să o recunosc, trebuie să-mi amintesc eu de o stare similară. Și de foarte multe ori noi suntem lipsiți de empatie, pentru că fugim noi de propriile noastre emoții, de fapt. Și atunci, pentru a putea fi mai empatici unii cu alții, trebuie să reușim să stăm în disconfortul propriilor emoții. A celor negative, sigur că cele pozitive ne înțelegem un picuț mai bine cu ele și, din păcate, am dorit să avem doar emoții pozitive și negative nu, ceea ce nu se poate întâmpla, iar atunci când fugim de emoțiile noastre, ne anesteziem de fapt și nu mai trăim nici emoțiile pozitive la cote de dorit. Și atunci avem așa o platitudine, a vieții emoționale care sigur că de multe ori da ne trimite la la psiholog și ajungem la consiliere. Dar uh, alegerea asta a variantei mai ușoare se întâmplă și astăzi cu aplicațiile de dating, de exemplu, uh, cum este și Tinderul, pe care ne întâlnim, avem așteptări foarte clare, facem sex fără alte obligații, fără alte complicații, în rest ne păstrăm acel stil de viață individual în care mergem la serviciu, facem ce vrem, suntem fiecare burlac în felul nostru și, da, din când în când ne întâlnim, după frecvența fiecăruia, în care avem o interacțiune din aceasta la un nivel totuși superficial, pentru că ne temem de mai mult de atât. Ne temem de complicațiile unei relații și astăzi sunt deja destul de mulți, um, atât bărbați cât și femei, care aleg această variantă a mai ușoară, ceea ce ne duce cumva în direcția celor uh, previziuni sumbre cu privire la o inteligență artificială care ar putea la un moment dat înlocui partenerul și... Da, va fi interesant de văzut cam, cam cât de departe vom ajunge. Ne e suficientă această relație superficială pe care putem să o întreținem grație tinderului de care vorbeați? Ne ajunge? Studiile spun că nu, și chiar dacă este superficială, și chiar dacă noi de foarte multe ori tindem să separăm sexualitatea de emoționalitate, lucrurile nu sunt deloc separate. Iar anumite nevoi emoționale noi ni le îndeplinim inclusiv în relațiile sexuale extrem de pasagere. Uh, și aici, de foarte multe ori, de fapt, avem o serie de temeri cu privire la relații și tocmai ne temem să ne implicăm mai serios în relații, ne temem să ne expunem riscului de a lăsa pe celălalt să se apropie, ne temem să sperăm, ne temem să avem așteptări de la celălalt și ele să ne fie încălcate și atunci de multe ori ne limităm o anumită perioadă de timp cu acest gen de relații. Însă experiența cel puțin a generațiilor de până acum, la un moment dat, toată lumea se satură și își dorește mai mult decât atât. Și își dorește o relație profundă, o relație în care mult mai multe nevoi să fie, să fie îndeplinite. Dar poate fi o etapă, de exemplu, poate să aibă chiar un mic efect curativ, ca să spun așa, pentru cineva care iasă dintr-o relație extrem de dificilă sau pentru cineva care a suferit foarte mult în anumite relații, poate fi o etapă de tranziție înspre a mă regăsi eu pe mine și a mi asuma apoi riscul de a mă apropia de cineva. Ultima întrebare, dacă îmi dați voie, e o întrebare personală. Având în vedere uneltele pe care dumneavoastră le aveți, da, experiența cu pacienții, da? lucrurile pe care mi-le ați povestit în deplină cunoștință de cauză. Vă descurcați mai ușor grație meseriei pe care o aveți în relația dumneavoastră de cuplu v-au folosit unele. <laughs> toate aceste cunoștințe pe care, iată, ni le-ați împărtășit astăzi. Aș spune că în anumite momente mă descurc mai bine, aș spune că în alte momente meseria pe care o am mă face să văd lucrurile, poate, așa sub o lupă <laughs> mai... <laughs> <laughs> mai grav decât le văd alții. Uh, am o relație de lungă durată, probabil că inclusiv relația mea m-a determinat să, să merg către o specializare pe terapie de cuplu. Uh, sigur că probabil soțul meu ar avea multe de comentat despre această întrebare. Deocamdată ne descurcăm, muncim, avem momente bune, momente mai puțin bune, nici de cum nu am o relație ideală nici de cum nu bifez tot ceea ce ar trebui să fac. Sunt, desigur, lucruri pe care le spun pacienților mei să le facă și pe care eu om să nu le fac, după cum sunt lucruri de care mă țin cu sfințenie și care consider că ne ajută și ne îmbunătățesc foarte mult relația, dar întotdeauna felul în care merge o relație este rezultatul ambilor parteneri. Este interacțiunea dintre ei Așa, dar dincolo de ceea ce fac eu Vine și soțul meu cu aportul lui Și sigur că există și cupluri în care amândoi sunt terapeuți de cuplu De exemplu, una din formele de terapie de cuplu pe care e, În care eu m-am specializat Terapia Imago Este rezultatul a doi soți Care amândoi s-au căsătorit După un prim divorț și când au ajuns în relația lor la un moment de criză, au stat și au zis, băi, trebuie să vedem ce se întâmplă. Și de 50 de ani toți stau și văd ce se întâmplă și au elaborat o formă de terapie. Deci există și în care am soți Sunt terapeuți, terapeuți de cuplu Și au anumite dificultăți În diferite momente Dacă ei nu știu să-și analizeze situația Nu știu zeu cine ar putea să o facă Vă mulțumesc tare mult că ați venit. Mare drag. Prietenia alături de noi a fost la Moldovan, terapeut relațional. Să aveți o zi frumoasă, și pacienți care să plece cât mai împliniți din cabinetul dumneavoastră. Mulțumesc!